uitat ce mai pățisem în ziua aia. Ce facem, mă, frigem o bere? Păi frigem, dar nu luăm usturoi din piață. Pune în sare, merge și sare. Întotdeauna soarele e mai frumos când se îndreaptă spre ațintit, e mai rost, mai mare când răgicești într-o halbă și când se întrezărește dincolo de frunzele tremurânde ale unor mestece. Lângă noi, doi mesteceni se talau mățișorii ca pe bijuterile de băcât în negândișoare, natura. Sosită acolo, poate să ne vizitească gândurile. Naie, când vedea mesteci, nu uita de năcază. Intra în tranș, cel liniștea, iar eu îi spuneam că sigur în altă lume, lume pe care noi o credem întotdeauna mai bună și mai frumoasă, sigur în altă lume, el ar fi trăit între mestece. Cu toate că nu prea credeai în altă lume, accepta. Ce mă, s-ar putea, dar vezi tu ăștia, că unul are mântușor, iau, celălalt are brunet. O fi rudar ăla, mai știi? Și așa mai mers eu pe la dicționare, apoi atunci nu a apărut tata Google pe la noi. Și am aflat că mântișorii albei mesteacelor erau femei, iar cei bruneți erau bărbați. Așa am aflat că pe acel mesteac că erau și mântișori femele și mântișori bărbați, la anii, nu la toți. Mi-am mai amintit că atunci când urcam pe munte, prin pădurea de furate, spre pajiște alpină și întâlneam mestece, nu luam câte o coajă de mesteacă, pentru că se aprinde cu ușurință, chiar și atunci când e acea coajă umedă. Am mers cu Naie în parcul de pe strada Pitești, unde erau tot mai mult mestece. Am rupt o bucățică de coajă de mesteacă, i-am dat foc și s-a aprins ca o hârtie. Am și udat altă coajă care a luat și ea foc cu ușurință. Apoi Naie știa, nu știu de unde știa el, că pe coaja de mesteacă se poate scrie ca pe o hârtie de papir. Citise undeva că vikingii scriau dorințele pe coaja de mesteacă. Am mers cu un rotring care scria cu sus tot acolo în parc și am scris câte ceva pe un mesteacăn care avea coaja mai curată. Nu știu ce a scris Naie, niște versuri. Am uitat. Eu amintesc că am scris un fel de protest. Câți mesteceni ar trebui să fie tăiați pentru a se scrie un protest verbal despre utilitatea hârtiei din coaje de mesteacă. Am mai trecut pe acolo de mai multe ori când veneam de la atelierul de la Casa de Leanu și priveam cum nici ploaia nu striga operele noastre. Apoi, în primăvara viitoare, am văzut cu groază că se creaseră niște crăpături negre și nimic nu se mai distingea. Aflasem noi multe despre mesteacăn și despre coaja lui. Naie fusese când era student la Timișoara cu munții Semenicului, pe lângă Reșița, și observase că erau multe păduri de mesteacăn. Eu, ca mare metalurg, știam că pădurile de mesteacăn cresc în munții care au subsolurile pline cu seroase, chiar mangan. Mai aflasem că mesteacănul era arbore ocrotit în multe țări, în Uniunea Sovietică, Finlanda, Alaska. Indienii din America își făceau pagaiele și canoile din lemn al de mesteacăn, iar rușii din Siberia se legau la rând cu coaje de mesteacăn udată, care apoi când se usca se întărea ca o aselă. Finlandezii numeau mesteacănul copacul lui Dumnezeu, iar seva de mesteacăn seva Domnului, care se folosește și astăzi peste tot în industria farmaceutică. Știam că primăvara de sub coaja de mesteacăn se scurt picături la care rușii de dincolo de cercul polar îi ziceau lacrima mesteacănului. Am proiectat să facem cândva o ieșire la munte, mai aproape de munții Cozii, acolo unde știam eu că se află o mulțime de păduri de mestece. Nu am ajuns niciodată împreună cu noi acolo. Îmi aduc aminte numai că am adus o mulțime de fotografii cu mestece pe care le-a folosit în expoziția lui de pictură Lacrima Mesteacănului, dedicată mestecenilor arboriali. Naie era o slugă albului și a florilor deschise, curate, să ne amintim numai de cerurile din miresele Dobrețului sau din miresmele Dobrețului. Până și curcanii lui Naie erau mai mulți albi. Acum, când se apropie primăvara și întâlnim un mesteacăn, de sub coaja lui cad lacrimi. Poate sunt și pentru Naie. L-am cunoscut foarte bine pe Nicolae Truță.